Nu are niciun fel de relevanță lucrul acesta că a apărut la graniță. Virusul nu trece granița. Este importantă identificarea cazului de infecție și izolarea contactilor, eventual vaccinarea lor. Nu trebuie măsuri suplimentare pentru faptul că a existat în apropierea României un astfel de caz. România va primi o anumită cantitate de vaccinuri în mod gratuit. Este o disponibilitate limitată de vaccin la nivelul Uniunii Europene. Probabil că vom primi gratuit o cotă parte similară cu populația României din totalul populației Uniunii Europene, deci probabil undeva în jur de 2000-2000 și ceva de doze, cu precizarea că pentru un contact este necesară administrarea două doze de vaccin la un anumit interval de timp.